Iată. Ce vrei, mace? Sămâna cuscră. Cuscră? Știu, tot am aflat. Ce? Domn Petru s-a căsătorit cu liuța noastră de acum. Sunt atât de fericit când vine să vă iau puțin în brațe. Nu! Mă atinge, dacă ți-l la viața ta. Da, am înțeles. M-am gândit să facem o câmpenească între familie, așa, să ne mai apropiem. Frig eu un berbec acolo pe ponton, îl ar până mută nasul în gânfaților ăștia de vis-a-vis, nu? Nu? Ce zici, cuscă? Unul la mână nu sunt cuscra ta, că nu sunt mama lui Petru și nici tu nu ești tatăl ei. Da. Ce da, că nu e da, nu e cu negociat aici, te rog frumos. Doi la mână, țineți gura, nu cumva să afle Alice. Ai înțeles, omule? Gata, s-a înțeles. Dar nu-i mai bine să-i spunem acum? Acum, bine, nu i-a spus că era femeia în comă, dar acum și-a revenit. Cred că poate să suporte să afle că bărbatul s-a căsătorit cu toate astea. Nu? Ieși cald, minte, o să se întâmple ceva regretabil, Marcele. Domnul Tilia, să știți că noi doi mai avem de vorbit. Chestii despre lume, despre viață, filozofii, ca între cuscri, așa, nu? Pentru ultima oară nu sunt cuscra ta! Băi, ce? Caute toamna, Alice! Ieși. Se poate. Da, te rog să ieși. Da, ieși. Ies, gata, am ieșit, nu mai sunt. Sunteți cea mai frumoasă cuscă pe care am avut. Odios.